Actul la furtul miliardul. Eu, bineînțeles, că aș rupe cu dinții să aduc miliardul înapoi în țară și ar fi scopul vieții mele de a pune cătușele băgate în beci, și aici cred că o să fie vorba de sute de oameni care au participat la jaful ăsta și nu numai în noiembrie 2014, dar pe parcursul anilor. Și unii băieți deștepți care astăzi îmi dau lecții de moralitate au participat pe parcursul anului la acest jaf, că stocul de gaură acesta s-a făcut în proporție de o treime minim istoric și noi știm pe ăștia. Ei sunt aceia care au jefuit și alte sectoare economiei și astăzi sunt încă bine mersi și prin Parlament și prin altă parte. Deci eu ca cetățean o să rup cu dinții ca să ducem maximal, dar să nu avem iluzii. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că în cele mai bune practici, în cazurile astea, foarte mult, mai bine zis, noi am pierdut foarte mult timp deliberat pentru ca această crimă să fie mușanalizată, ca activele care au mai rămas să fie dispersate, ca să nu se mai aduc. Deși un lucru simplu trebuia de făcut. De pus 2-3 oameni în beci și să scrie nu în clădirea sindicatelor donosuri, dar în beci, la 13. Nu în clădirea sindicatelor, în confort, cu secretară și cu cafea, donosuri. Știți despre ce vorbesc. Dar în subsol, la, nu la centrul ăsta, că e foarte confort acolo, la 13 acolo, cu băieți care fumează.